Vă salut, dragi prieteni, cu pacea Domnului Isus. Ne bucurăm că putem fi din nou alături de dumneavoastră la un nou studiu ce se bazează pe lecțiunea 8 -a, cu titlul Alegând la ce să ne gândim. Ea se bazează pe textele cheie din Matei 12 cu 34 care spune Cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Și încă un mic text din Mărturii pentru Comunitate, volumul 2, ne mai spune Roagă-te înainte să vorbești și îngerii cerești vor veni în ajutorul tău și vor alunga îngerii răi care te-ar conduce să-L dezonorezi pe Dumnezeu, să aduci reproș asupra cauzei sale și să-ți slăbești propriul suflet. Pentru a înțelege mesajul Domnului prin această lecție, îl avem ca invitat special în studiul nostru pe fratele Vadim. Te salut! Te salut și eu! Mulțumim de invitație! Mulțumim că ai acceptat-o și vom încerca cu ajutorul Domnului și al tău să înțelegem cum vrea Dumnezeu ca noi să gândim atunci când venim în diferite situații? Și vom trece la întrebările noastre din subtitlul Antidot pentru o travă. Prima întrebare sunt astfel. Când suntem bombardați de obiceiurile de vorbire ale oamenilor cu minți care este mesajul lui Dumnezeu pentru noi chiar în mijlocul acestor situații? Să luăm de la general. Se spune că. Partea feminină folosește undeva pe zi între 8.000 și 9.000 de cuvinte, pe când bărbații între 2.000 și 4.000. Dar neavând în vedere toate acestea, acestea pot fi doar cuvinte bune sau pot fi între ele și ceva rău. Dar trebuie să... deci nu vorbim la general că tot, toate cuvintele sunt ele. Deci se poate întâmpla că între aceste cuvinte bune să fie și cuvinte spuse nu cu intonație plăcută sau să fie cu, cu intenția ca să te provoace. Și atunci aici ne se spune noi cum trebuie să facem fața acestor provocări și anume când cuvintele noi le auzim din partea celor răi. În primul rând trebuie să cunoaștem ce spune cuvântul Dumnezeu și ne spune la Iacov că... Cine produce aceste cuvinte este un organ din corpul uman care se numește limba. Și apoi Apostolul Iacov ne se spune că acest organ din cauza păcatului a ajuns ca să fie rău folosit. Și ne dă exemplu că oamenii au încercat ca să îmblânzească multe animale, reptile, dar nici de cum n-au putut ca să îmblânzească limba. Deci aceasta trebuie să ținem minte și, având în vedere când suntem provocați de oameni răi, să ne dăm seama că ei, nefiind sub influența lui Dumnezeu, pot folosi acest organ în mod greșit. Și de aia să, să dăm cu cum, ca și cum crezare. Pentru că cu putere omnească omul cât nu s-a stăruit, el nu poate să-și îmblânzească însuși limba lui. Da, așa este. Chiar cu altă ocazie am discutat. Limba este un organ mic, dar el poate fi folosit, așa cum ai amintit mai devreme, bine sau în rău. Totuși, când vine vorba de relațiile noastre cu ceilalți, pentru că aceasta ne privește când vorbim, nu putem vorbi de unul singur, vorbim cu cineva. Cum afectează relația aceasta de vorbire pe cineva, cum este dat exemplul de față din, din, acest text, din Mărturii pentru Comunitate, volumul 4? Acolo un frate se spune despre el că îngerii îl privesc cu compasiune pentru că le de vorbările rele ale multora. Totuși se întâmplă și în viața noastră lucrul acesta. Când cineva ne vorbește de rău, care trebuie să fie atitudinea noastră? Deci, într-adevăr, este omul este foarte influențat de vorba cuiva și anume dacă el este încrezător, atunci dă crezarea cuvintelor și cu părere de rău, omul este înclinat ca să creadă mai mult cuvintele care spun, sunt spuse rele decât pe cele pozitive și să dă un exemplu să-i spui cuiva, a spus cineva despre tine că ești un om bun ce zice omul? Păi cine știe, lasă nu mă mai lănguși și tu Da. dacă îi spun alt cineva, am auzit despre el că o spus aia și aia. Și zici omul. Cine ce? Ai lasă cine știe, cine omul și ala, și intenții au avut, poate, deci ceva rău despre tine. Atunci tu îl criezi pe persoana și el. Nu pui la îndoială, o spus sau nu o spus, tu îl crezi, Deci așa este... Noi suntem afectați din cauza păcatului. Și atunci, anume, aici noi încercăm să dezvoltăm anume acel gând că sunt oameni răi, dar noi care suntem de partea cealaltă ascultători acestor cuvinte, trebuie să facem ceva ca să nu mai dăm crezare. Și am citit un exemplu, sau era așa mai bine o alegorie, despre că a venit un înger rău la o persoană și îi zice Bă, tu ești trist. Și persoana prima dată zice Nu, nu sunt trist. Da, îngerul rău zice, bă, tu ești trist. El începe să spun la îndoială. Dar poate ești trist? A treia oară zici, îngerul Cerău zice, bă, dar tu ești trist. Zici, da, ești trist. Deci, a fost influențat și aici noi, nu poate fi cineva, vine intenționat rând îngerul și rău poate să fie la mintea noastră sau poate fi folosit o altă persoană care să ne spune astfel de cuvinte, da. pe care să ne strice dispoziția sau să ne facă ca să ne, da, să ne simțim nu atât de bine în starea noastră de, ferici, de a fi fericit. Și spune că istoria continuă. Deci cu a venit tot așa la o altă persoană în cerău și îi spune, tu ești trist. Deci, nu, eu nu sunt trist. Dar el îi zice, bă, dar tu ești trist. El rămâne, dar eu nu sunt trist. El zice, tu ești trist. eu nu sunt trist, eu sunt bucuros în Domnul. Tu, tu, ești trist. Și zice, vine îngerul ce la satană și zice, ți-ai ți ajuns scopul. Deci n-am putut. Eu am rămas trist, dar nu el. Tocmai așa este și cu atitudinea asta. Deci suntem bombardați poate de oameni răi cu o travă și atunci noi trebuie să știm pe ce suntem bazați pe cuvântul Domnului, să nu fim influențați de cel rău pe care se folosește de astfel de oameni. Da, așa este. Mulțumim. Trecem la întrebarea a doua, o chestiune serioasă. Ce este scris despre conversația înșelătoare și plină de emoții aprinsă și cum trebuie să ne rugăm pentru a birui în acest aspect al vieții? Într-adevăr, un rând de noată spune că talentul vorbirii este o mare. în sine este o mare responsabilitate. Și. Fără să ne înseamnă, noi putem fi cei care duce o astfel de, de discurs sau de astfel de vorbire sau putem. Cineva ca pe noi să ne afecteze prin acest lucru. Dar dacă rău folosește pe alte persoane pentru ca să ne, să ne facă ca și cum să, să fim influențați de vorba lor, atunci aici ni se spune că în astfel de vorbe nu este nimic adevărat. Deci nu trebuie să le dăm crezare. Pentru că cineva care. Conduce o, o conversație și este plină de, de emoții, prinsă și așa, deci el vrea ca doar ca să ne captiveze atenția. Dar acolo nu este niciun grăunt de adevăr, deci este doar uh, paradă de cuvinte sau uh, ca să-și ajungă scopul. Și atunci, și David, pe timpul lui avea, se întâlnea cu astfel de oameni. Și atunci el se ruga Domnului și această întrebare ne spune și noi cum trebuie ca să ne rugăm ca să bierăm acest lucru. Deci sunt aici niște cuvinte spus de David care zice, lovește pe cei vinovați Dumnezeule. Ca și cum nu am putea noi ca să ne rugăm noi Domnul astfel de cuvinte, pentru că cunoaștem că trebuie să avem milă și de astfel de persoane, dar ceea ce putem face este ca să ne rugăm ca Domnul să ne ferească de astfel de oameni, ca să ne clăuzească pe o cale plăcută Domnului. Și atunci, dacă Domnul va simți că plăcere, ca să ne treacă și pe noi prin astfel de experiență, ca să avem de face și astfel de oameni, poate cu, cu scopul ca să ne încerce, atunci să cerem Domnul ca să ne dea nouă înțelepciune sau să cum spunea la început aici, să ne rugăm Domnului, că înainte de a vorbi un cuvânt, să iasă în cuvânt, să facem o rugăciune cum făcea și uh, Niemia sau Iezăr când era înaintea împăratului. Când întreba, și ești trist, atunci el înainte ca să-i răspundă întrebatului, a făcut o mică pauză, să a rugat Domnului și atunci Domnul a fost cuvintele potrivite pe buzile lui. Deci cam astfel de cu rugăciune ar trebui să facem și noi ca să cerem de la Domnul înțelepciune ca să putem rosti acele cuvinte care să nu mai pară rău că le-am spus. Da, așa este într-adevăr. Vedem că limba fie un organ cel mai mititel, totuși, cum am mai mintit, poate fi o binecuvântare sau poate fi un blestem în funcție de cum noi îl folosim. Și de asemenea, Spune aici, când ești pe punctul de a vorbi cu patimă, ceea ce se întâmplă deseori când suntem provocați, provocați să da, vorbim exact. cu patimă, totuși Dumnezeu ne îndeamnă să ne închidem gura și să nu rostim niciun cuvânt. Este greu, într-adevăr, pentru că noi, din fire, suntem gata să răspundem, parcă am avea răspunsul deja pregătit, ca și când ne-am aștepta să fim provocați, dar Dumnezeu spune să ne oprim. Da, zici și mai bine să spară rău că n-ai spus decât să spară rău că ai spus. Exact. Mulțumim. Trecem la următoarea întrebare. Descrieți cum cuvintele noastre sunt pur și simplu revărsarea lucrurilor pe care le gândim și a cine suntem. Într-adevăr, avem o inimă destul de înșelătoare, șărea, spune prorocul Ieremia. Dar Domnul Iisus Hristos ne spune că cine face toată această vorbă nu este organul acesta, limba, cine gândește ce să spune, ci este inima omului și din prisosul inimii vorbește gura. Acestea sunt cuvinte ale Domnului Iisus Hristos și el spune că omul dă pe din afară ceea ce, ce, este umplut pe, pe dinăuntru. Dacă inima este plină de gânduri rele, atunci vorbele vor fi și ele rele. Și aceasta sau prin vorbele pe care le spun, este un termometru care ne arată cine într-adevăr noi suntem dinăuntru sau cum este inima noastră. Deci ar fi bine ca să luăm seama la cuvintele pe care le spunem, chiar și la tonul conversațiilor noastre. Pentru, cum spune ce, ele revelează comoara care nu se vede, care este în inima noastră. Da, așa este. Studiind aceste, această lecțiune și în special întrebarea aceasta, Citim mai departe mărturii pentru predicator ne spune că vorbirea ieftină obișnuită, cuvintele de flatare, destoinicia în poante prostești, rostite, doar pentru a stârni râsul, sunt o marfa lui Satan și toți cei care își permit acest mod de a vorbi fac negoți cu marfa lui. Mă întrebam și eu de câte ori am folosit oare eu aceste poante prostești, parcă doar ca să fac pe cineva să râdă. Dar vedem că și în privința aceasta noi putem păcătui. Pentru că Dumnezeu ne spune totdeauna să fim hotărâți, să fim oameni destoinici în vorbire, dar folosind acest fel de convorbire, atunci... Da, este un termometru că încă nu suntem desăvârșiți, pentru că dacă nu am folosit, am fi desăvârșiți deja, n-am mai folosit toate aceste glume care, să zicem așa, de, care nu zitesc, dar mai bine coboară da, om. Parcă ele nu sunt vinovate în ele însele, da. dar de multe ori chiar se ajunge mai grav și se fac, într-adevăr, glume de prost gust. Și prin ele chiar rănim foarte mulți oameni. Pot fi înțeles greșit de către persoane, da? Exact. Pot fi cu două sensuri, și atunci persoana le înțelege pe partea greșită, nu ceea ce am vrut noi să spunem. Exact. Trecem la următoarele întrebări. Nevoia de o inimă neîmpărțită. De ce ar trebui să ne așteptăm la o convorbire consecventă din partea celor ce cred adevărul prezent și ce avertizare ni se dă dacă ieșim în acest punct? Deci, într-adevăr, se așteaptă de la noi ca creștini, ca, or, ca fii ai Tatălui Ceriesc, să, pe noastre să fie auzite doar un fel de vorbire și aceasta să fie uh, o vorbire care aduce binecuvântare. Pentru că cu părere de rău se spune că omul din cauza păcatului rostește cu aceeași gură și binecuvântarea și blestemul. Și aici ne trage atenția că dacă noi, fiind încă creștini și numindu-ne fii a tatălui ceresc și continuăm astfel de, de vorbire, atunci ni se spune că nu este bine să fie așa. Pentru că sau nu trebuie să fie așa. Deci avem de lucrat în această privință ca să ne corectăm și să ne dăm seama că limba noastră dacă nu e folosită spre slava al Dumnezeu, e poate fi folosită spre slava altcuiva. Și mai trist este că poate prin cuvintele pe care noi le spunem și fără ca să medităm la ele, se pot pierde suflete. Asta este cel mai groaznic. Da, într-adevăr așa este. De asemenea, aș vrea să mai adaug aici, noi oameni cunoscând adevărul, știm că Dumnezeu notează în cerul tot ceea ce noi spunem, tot ceea ce noi facem. Și noi credem într-adevăr că va fi o judecată și Dumnezeu va ține cont de fiecare vorbă pe care noi am spus-o. Totuși, parcă uităm de multe ori că Dumnezeu face acest lucru. Parcă noi uităm că fiecare vorba noastră este transcrisă în ceruri. Și de multe ori, după cum învățăm aici, de multe ori putem chiar nu să ne aducem o sândă în prin aceste cuvinte rostite fără folos. Da. Și ce avertizment ni se dă dacă ești om în acest punct? Că nu vom avea o viață mai bună. Spune cuvântul mai departe, însă dacă te separi de Dumnezeu așa cum ai făcut, ia seama ca limba ta să nu se dovedească o lume de nelegiuire și să aducă asupra ta o condamnare groaznică, pentru că prin tine se vor pierde suflete. Adică cred că Dumnezeu vrea să ne avertizeze cu privire la fiecare vorbire a noastră să nu ne aducem nu numai condamnarea noastră, dar să nu pierdem și suflete. Deci altele. este adevărat avertizmentul ca să ne dăm seama într-adevăr că vorbele noastre nu sunt niște vorbe spuse în vânt, ci au o influență de viață spre viață sau de moarte spre moarte. Și cum deja ai menționat, că orice vorbă este notată cât îngerii care sunt alături de noi și sunt notate în carțele din ceruri și trebuie ca să dăm socoteală pentru orice cuvânt spus. Așa este. După cum mi-amintesc, Dumnezeu a zis cu o altă ocazie că fiecare cuvânt pe care El rostește nu se întoarce la El fără rod. Fără rod, da. Așa cred că este și cu cuvintele noastre. Într-un exact. fel sau altul, într-un fel bun sau rău, fiecare vorba noastră aduce un anumit rod. Ce rugăciune ne poate ajuta să gândim și să vorbim mai consecvent? Deci, într-adevăr, rugăciunea aceea ca să ne mărturisim înaintea lui Dumnezeu starea noastră și inima noastră este păcătoasă. Și să cerem Domnul ca să ne dea o inimă nouă și această inimă în ea să fie frica de Dumnezeu. Acea frică că vă trebui să dăm socoteală, cum vorbit anterior, pentru orice cuvânt spus. Deci nu va fi ca să dăm socoteală înaintea omului, ci înaintea Tatălui nostru care cunoaște toate lucrurile și atunci nu putea ca să ne dezvinovățăm că nu a fost înțeles greșit sau nu ai avut în vedere pentru că cel ce cunoaște inima este El și atunci El cunoaște și intenții pe care noi spunem toate aceste cuvinte. Deci trebuie să ne rugăm ca Domnul să ne învețe ca să urmăm ca căile sale. Și atunci căile sale sunt de a vegea și a ne ruga întotdeauna ca să putem fitari pentru ca să doar domnul este cel care ne poate ajuta ca să ne ținem limba sub control. Pentru că la început chiar spunea, noi nu putem face singur acest lucru. Da, așa este. În acest în aceste texte avem dat un exemplu despre pretinși credincioși care ei nu sunt chiar așa de fermi în adevăr. Totuși ei spun spune aici cuvântul că atunci când biserica este în extaz, ei sunt gata să iasă la înaintare, ca și când ei ar fi lucrat și ca și când ei ar fi avut succes. Dar când vine o povară de dus sau când vine un necaz sau o pregonire peste biserică, ei ce fac față de ceilalți care sunt conservenți? Da, da, este o vorbă care și am luat limba pe dinainte. Deci când sunt în extaz și sunt așa ca și cum influențați de alte persoane, ei sunt gata ca să facă multe, dar când rămân singuri, și dă față în față cu primejdia sau cu obstacole, atunci ne dă și exemplu despre că Iisus a avut și el mulți ucenici de când s-a început lucrarea. Dar până la urmă, puțin câte puțin, au rămas doar cei care într-adevăr au fost consecvenți în a urma pe, pe Iisus. Pe când ceilalți 70 sau mulți s-au departat, din cauza că Isus dorea ca anume să învețe aceste lecții cu privire la felul de portare, de vorbire și de, de, comunicare sau influență pe care o are fiecare om în această viață. Da, așa este. Vă întrece la următoarea întrebare. Apă dintr-o fântână pură. Ce principiu arată că doar o inimă renoită de Harul lui Dumnezeu poate să producă acțiuni consecvente? Și prezentați câteva exemple practice. Într-adevăr, aici este un verset sau o comparație despre ceva ce întâlnim în lumea aceasta. Și se ne spune că dintr-un izvor, Apostolul Iacov ne spune că nu, nu poate ieși și, și, și apa amară și apă dulce. Deci doar ori, ori amară, ori dulce. Sau dintr-un smochin, deci el nici când nu va aduce măsline sau invers. Dar cu părere de rău, în natură nu întâlnim aceasta, dar cu părere de rău, în ființa umană s-a produs această schimbare în care din aceeași gură iese și una și alta, și apă bună și apă rea, sau și blestemul și binecuvântarea. Și atunci aici ne dă exemplu sau un principiu că, într-adevăr, când Domnul a creat toate lucrurile, nu a fost așa. Deci intenția lui Dumnezeu cum a fost ca să fie din, din gura Lui să iasă doar binele, nu și una și alta. Și atunci acest principiu trebuie să-l avem în vedere, că dacă ne urmăm urmașa lui Hristos, atunci trebuie să fim consecvenți în miersul nostru sau în vorbirea noastră. Deci nu să spunem acum lucruri bune și apoi ne întoarcem și să spunem lucruri rele. Deci trebuie să urmăm doar o singură cale. Și cum ziceam mai înainte, aceasta nu e posibil e, e, cu purerea noastră. E posibil doar cu ajutorul lui Dumnezeu. Și dacă într-adevăr inima noastră este renuită cu harul e, lui Hristos, atunci e, această schimbare nu se va vedea doar în e, vorbirea noastră. Spune că va fi văzut și în purtarea noastră sau în hainele pe care le le purtăm, vor fi umili, dar vor fi curate, pentru că, de, pentru că inima noastră este curată, ceea ce aparține din familia noastră. Ne se dă exemplu că putem, când mergem la un loc de închinare, se poate întâmpla că copiii noștri acolo să facă gălăgie. Deci gălăgie este tot un zgomot pe care îl produce limba. Și atunci ne se spune că... Dacă inima noastră este reînnoită, atunci noi acest principiu îl învățăm și pe copiii noștri. Învățăm că locul de închinare este un loc sfânt și acolo este prezența lui Dumnezeu și trebuie ca să fie tăcuți, să fie în liniște, să păstreze ordinea, pentru că de altfel este dezonorat Tatăl nostru cu căruia a venit să ne închinăm. Și de ce ea ne sfătuie pe noi? Ca să dacă dorim ca și copiii noștri să fie cuminți la adunare, dacă dorim ca și sau vestimentația noastră, cel exterior să fie curată, atunci nu ar trebui să facem, să, ne, să punem accent așa cum zicea uh, Domnul Iisus Hristos că ne musra pe fărăsei. Deci nu mai spălați partea de în afară a paharului sau oblidului. Și ce zice? Spălați partea dinăuntru și ce este înăuntru această inima noastră de deci, adevăr dacă inima noastră va fi curată, atunci obiceiurile, toate lucrurile vor fi curate. Da, așa este, mulțumim. Trecem mai departe, înțelepciune și înzestrat cu cunoștință. Întrebarea sună astfel: De ce avem nevoie fiecare dintre noi să ne examinăm propria atitudine, pornind din interior înspre exterior, în inimă, cuvânt și acțiune? Pentru că suntem întotdeauna tentați ca să ne gândim la altcineva în ce privește vorbirea. Astăzi vorbim despre vorbire, cred că îți potrivește persoana aia cei mai bine. Da. Și uităm ca să aplicăm aceasta la persoana noastră sau să ne verificăm pe noi să vedem. Oare nu cumva întâi aceasta mi se potrivește mie, că această renoire a inimii trebuie să o fac eu? Și Aia și ne sfătuie pe noi Apostol Pavel că pe voi și vă încercați. Deci nu puneți la încercare pe cineva, ci rugați-vă Domnul ca el să vă descopere într-adevăr inima, să simțiți că într-adevăr cu puterea noastră noi nu -o, o să fim în stare să ne îmblânzim chiar limba noastră, pentru că trebuie să mergem la rădăcină și rădăcina este inima, dar inima nu poate fi îmbunătățită, nici Domnul nu poate îmbunătăți. El ne dorește să ne dea o inimă nouă. Și atunci, cu o inimă nouă, vor fi și toate, sau toate lucrurile vor fi la. în ordine, putem zice așa. Da, așa este. Și ne mai să dă un, un sfat, să spunem așa. Și ne spune următoarele cuvinte. Frații și, suror, frații și surorile mele, cum folosiți voi darul vorbirii? Deci, iarăși, putem să-l să folosim înspre bine sau înspre rău. Ați învățat să vă controlați în așa mod liban încât, încât să asculte întotdeauna de dictatul unei conștiințe iluminate și a unor afecțiuni sfinte? Ei bine, întrebarea aceasta ar trebui să ne oprim fiecare dintre noi ca să înțelegem cum vorbesc eu. Îți clădește pe cineva, zidește pe cineva sau distruge. Mai departe, este conversația voastră liberă de ușurătate, mândrie și răutate, înșelăciune și impuritate? Bine, acestea iar sunt, sunt mai multe defecte care noi le putem avea dacă stăm departe de Dumnezeu. Mai departe, ești tu fără viclenie înaintea lui Dumnezeu? Și apoi ne spune o concluzie. De ce toate acestea? Pentru că cuvintele exercită o putere grăitoare dar ceea ce aș vrea să accentuez aici, ni se spune că trebuie să fim critici, dar cu noi. Trebuie să ne verificăm temperamentul, dar al nostru. Trebuie să verificăm gândurile, cuvintele, înclinații, scopurile și faptele doar ale noastre. Să vedem dacă ele sunt, într-adevăr, cum am spus mai departe, cum ai citit și tu, în conformitate cu, cu voi Dumnezeu, dacă ele au, sunt sfinte și aduc slavă lui Dumnezeu. Așa este, fie ca Domnul să ne ajute să-i aducem slavă prin vorbirea noastră și prin purtarea noastră, pentru că timpul este scurt și nu știm cât vom mai avea harul să ne schimbăm. Da. Cu acest răspuns, noi am ajuns la sfârșitul lecțiunii noastre. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră și am putut împreună să despatem aceste întrebări care sunt necesare atât pentru noi cât și pentru telespectatorii noștri. Da, Domnul să ne ajute ca să ne verificăm izvorul. Din care izvorul cuvintelor noastre să vedem dacă sunt într-adevăr. este schimbat sau încă avem de lucrat în acest în sens. Mulțumim! Dragi prieteni, aici, la sfârșit, lecțiunea noastră. Cred că toți am înțeles că e foarte important la ce noi, noi ne gândim într-o discuție sau într-o purtare pentru că nu, nu, ne dezonorăm numai pe noi, ci pe mulți din împrejurul nostru și mai ales de toate. Noi îl dezonorăm pe Dumnezeu, ceea ce nu este corect. Pentru că numai Dumnezeu nu ne poate da pacea și nișa de care avem nevoie. Să putem trăi pe acest pământ cu bucurie și să nu fie viața un blestem, dar să fie o binecuvântare. Până la un următor studiu, vă spunem tuturor, rămâneți cu bine, la revedere!